de Lulu. Asta e soluția, se poartă pe TikTok și dacă ne dorim, vom fi bogați, frumoși, cu o relație perfectă, pare ușor. Un român din doi a fost afectat de pandemie și de războiul din Ucraina. Stresul și anxietatea sunt problemele pe care le avem, dar doar 11% dintre noi au ajuns vreodată la psiholog. Doar nu suntem nebuni. Terapia nu e pentru nebuni, ci pentru toți cei care au nevoie să navigheze printre emoții și situații dificile. E o știință, iar facultatea de psihologie a fost cea mai căutată anul acesta în România. 32 de concurenți pe loc. După facultate urmează alți ani de învățare până la a putea practica. Doar că internetul îți oferă soluții fără atâta chin. Sfaturi gratuite pe Instagram, TikTok, seminarii, clarvăzători. Ba mai mult, unii te învață să te vindești pe tine și pe alții într-un tip record. E cazul Ancăi Maftei, prezentat de Presoan. Iar o academie falsă care îți sugerează să împrumuți bani de la bancă pentru a te vindeca de cancer. Toate prostiile la cel puțin 6.300 de euro. Doar că metoda asta nu e acreditată, iar vânzarea e ilegală și poate fi periculoasă pentru cei care au nevoie de ajutor și primesc mambo-jambo în rate. Cel care ar fi trebuit să intervină e colegiul psihologilor, dar el tace în speranța că, dacă își dorește suficient de mult, impostorii vor dispărea. De Lulu e soluția? Nu. Dacă ești asigurat, poți beneficia de decontarea terapiei cu trimitere de la medicul de familie sau medici specialiști către un psiholog care are contract cu casa. Se decontează 135 de lei, cam jumătate din prețul unei ședințe, dar e mai bine decât să faci credit ca să fii păcălit.